am văzut Ozana pe care o văzusem, cum să zic așa, în ea de acum mai bine de 2 ani acum. Și sunt foarte, foarte fericită și mândră în același timp că cred că a fost, adică nu cred, sigur, a fost prezentarea cea mai plină de content. S-a văzut că vrea să dăruiască României, pur și simplu. Și că a fost dispusă pentru prima oară, din ce știu eu, să se deschidă. Și din acea deschidere a ieșit o bogăție. Și cumva, iar, cred că Ozana este exemplul pe care ar trebui să-l urmăm toți. Pentru că ea e ca noi. E frumos să-l ascult pe Kiyosaki. E frumos să-i ascult pe toți ceilalți. Dar nu au traumele mele, nu au rădăcinile mele. Ei vorbesc despre comunism, dar nu înțeleg ce înseamnă. Și nu vorbim aceeași limbă. E extrem de interesant, tocmai e interesant să iei de la cei care nu vorbesc aceeași limbă niște idei, dar la un moment dat, acel cum și exact ce ai de făcut, tot de la cineva de-al tău vine. Oricât de mult am încercat noi ca nație să zicem că ei de afară sunt mai buni, când o să ne oprim, o să înțelegem că singurul motiv pentru care ăla de lângă mine nu e bun este pentru că eu încă am o neîncredere în mine.